Superliga vă este oferită de Superbet. Marele atunci a fost adus de patron, i-a trecut pe Companio, verticalizând frumos până aici, vine șutul. Penalti, da. N-a mai venit șutul, a venit în schimb faultul. Olaru, ca de obicei, atrage, parcă e magnet de faulturi. Să vedem dacă bate Companio. Văd că a luat deja mingea în mână. Dar ce intervenție slabă. Frumoasă fază și frumoasă ideea, pornită și de la Companio, care a verticalizat. Aici întoarce pe piciorul stâng mingea. Florinel Coman vine tare din spate Olaru și am impresia că fundașul care îl seceră pe Olaru nu-l vede. Inițial el vrea să intre la Coman prin alunecare. Apare însă Olaru, care cade și este... penalti, încă un penalti pentru FCSB. Trebuie și galben totuși. Până la urmă, este un fault, uite, aproape de limita accidentării pentru Olaru, pentru că n-ai niciun motiv să simuleze. Penaltiul este clar, deci nu are motive de simulare. Este o șansă, probabil pentru Companio, să mai dea un gol. Companio este acum la două goluri în spatele lui Duganzic. Pentru FCSB a dat 9 goluri, 5 pentru FCU Craiova. Este al 8-lea penalti de care beneficiază FCSB în acest sezon. Le-a transformat pe toate celelalte 7. Lipsă de concentrare pentru italian. Pe linia porții Vulceanu, arbitru supraveghind atent linia de 16 metri. Companio șutează bine. Șutează bine, tare, pe jos, lângă bară. 2-1 FCSB. Golul cu numărul 15 pentru Companio. A fost o fază în care au ieșit în evidență calitățile individuale excepționale ale jucătorilor bucureșteni. Nu prea vezi în Liga 1 atâtea pase verticale din prima, rapide. De consecință, apărarea petrolului a fost dată peste cap. Iar Borța nu a mai avut timp să reacționeze. E ok. Ghicește colțul, Vâlceanu pleacă bine. Numai că șutul e imparabil. E tare, pe colț. Companio jubilând.
se apropie la un singur gol de Dugan Gigi, liderul în clasamentul golgheterilor. Mihai Stoica discutând cu Pintili. Superliga vă este oferită de Superbet.